golosel. Vai ce bucuros. Mă, tu ce uiți așa la mine? Ce te uiți așa la mine? Frumoasă, mică. Salutare, prieteni! Noi suntem orășeni mutați la țară, Daniel și Andreea, Sofia și Victor, copilașii noștri, și în acest video vă arătăm o zi din viața noastră. Viața la țară este o viață foarte aglomerată, plină de surprize, plină de provocări, însă e plină de satisfacții și vă invităm să fiți alături de noi în acest video. Vă dorim vizionare plăcută! Se aud așa de frumos păsărelele. Abia am așteptat să fie din nou primăvara. Îmi era dor de cântecul ăsta al păsărelelor. Ceva atât de special. Toate cântă și se bucură de natura. Natura verde, care prinde din nou viața. Nu înțelege de ce trebuie să mai stea. Ea se uită spre adăpost și plânge că vrea să meargă acasă. La fel și celelalte. Dar Daniel scoate gunoiul din grajd și nu putem să le lăsăm, că toate se suie acolo pe roabă, peste tot, și o trebuie să ies cu ele să poată lucra Daniel acolo. Și acum toate plâng că vor acasă. Cuțu, s-a rămas ceva între dinți. Hai, nu te face de rușine. Ție-o aia. Ție-o aia. Da, ai ceva între dinți. Ia. Hai. Hai, căsucă, hai. Scos gunoiul cu manile, împrăște prin grădină. Să avem o grădină foarte fructuoasă. Doar gunoi de capră cu mult, mult fân prin el. E frumos, e târziu și mă duc să fac mâncare pentru ziua de azi. În curând vin copilașii de la școală și apoi ne continuăm ziua tot cu treabă, tot cu muncă. Este 20 martie, am pus ouăle seara în 28 februarie, iar 20 de zile mai târziu am observat mai devreme că un ou, cel puțin unul, este un pic uit aici. Se aude sunet, foarte frumos! 3 ore mai târziu. Și uite ce avem noi aici, ucă! Ce avem noi aici, ucă? Ce avem noi aici, ucă? Niște puișori colorați! Puișori mici colorați! Ce drăguț o să fie! Și uite cât așteaptă aici! Uite ce de puișori! Iuu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 
Și e spărând o curtiță drăguță. Ăsta, nu știu dacă o să supraviețuiască. Păi, șor micuț, ce faceți acolo cu? Ce faceți acolo cu? Cine vine la mine? Un puișor drăguț?
Ce faci, frumosule? Ești mare și drăguț. Sau drăguță, să sperăm că ești o drăguță, nu drăguță. Oricum, îmi place mai mult că sunt așa mai colorați, că deja ale noastre toate s-au stralorb negru. Și e așa de ciudat că tot timpul numai tot negru, negru. Ăștia sunt foarte simpatici, o să fie foarte colorați. Hai să vă învelesc acolo mai bine. Trebuie să fac ceva de mâncare, e foarte târziu și copiii vor veni de la școală în curând. Trebuie să mă duc și după ei. Așa că o să fac o mâncărică rapidă de cartofi cu niște costițe afumate pe care le-am primit de la mamica mea. Eu zis că lasă că faci tu ceva de mâncare și au avut dreptate. Chiar fac ceva de mâncare. Arde. Am dat și pe jocul. Costița o să o împac și pe asta în mai multe bucăți, că așa e mai ușor să nu ne batem de la ea. Tot ce mai lipsește de aici e niște țelini. Încă mai am în grădină. Să vă arăt și vouă ce frumoasă felină s-a făcut în pământul ăsta învelit cu paie. Cucu e cam mare. Să-mi închid ușița. Uite ce hieroglife ne-a făcut Victor aici, ca foarte frumos. Și vă rog. Acum focul să se mai domolească un pic. Iar noi fugim după țelină în grădină. Uite, aici ai țelină. Frunzele sunt mici, da. Înăuntru o țelină grozavă. Da, mă s-o pot să o scot. Hai să vedem asta. Una destul de micuță, da. Țit! Un pic de țelină, vrei și tu? Îți place și ție țelina ca la râme? Hai, hai să mergem acasă, hai! Țit! Hai! N-are treabă misicu țelina mea, ea vrea să fie ridicată în brațe și drogolită. Acum o să trebuiască să... De fapt, oricum trebuie să mă spăl pe mâini. Că toate sunt... Moul, pământ. Ai vrut să iau în brațe să nu mergi pe jos? E prea mult pentru tine? Încurățăm țelina, punem rapid în oală și mergem după copii la școală, pentru că e foarte târziu. Și se pare că ceva a atacat-o. Se văd niște gonguțe mici. Da, nu-i nimic. Eu așa zic. De părere că dacă la gonguțe le place, înseamnă că e bună. Înseamnă că nu-i stropită, înseamnă că nu-i plină de chimicale, pesticide, insecticide. Înseamnă că o putem consuma și noi cu încredere. Ce miros are, mama mia!
din pământ, direct în oală. Așa e cel mai frumos. Mai proaspăt de atâta nu există. Pa, există de fapt, din pământ, direct în gură. Nelipsita din bucătăria mea, pasta de ardei. O lingură generoasă și jumătate. Ce miros! Ne uităm să vedem ce fac puișorii, care o mai ieșit. Copiii o să mă întrebe primul lucru. Câți puișori sunt? Avem și unul golaș. Puișorule, ce faci tu aici, mămică? Tu ești golașel, micuț puișor. Vrei să-ți ridic? Da. Să-l ridici tu? Păi aproape toate. Și ceilalți unde sunt care au clozat? Uite aici. Iuuu, ce frumos ai! Oh my god! Dinosaurule! Stai fără blană. Da, uite și ăsta la alt. Iuuu! Mai este unul. Încă unul golaș. Da. Unde? Așa. Nu-i golaș? Nu-i golaș. Da, nu-i bai. Iuliu, frumos, sper să fie găinușă. Ce-ai făcut, Victor, la obraz? Te-ai luptat cu vreun spadasin? Nu! Nu? Mi-am dat cu lemn în cap. Ți-ai dat așa. Pui ca pui, dar casa mea e un dezastru acum. E un dezastru, pur și simplu, nu putem să-i spunem altfel decât urmările după potop. Dar să vedeți acum cât de faină e. Și gata. Până diseară va fi înapoi cum era. Copiii au vrut să iasă la un picnic, așa că le-am pus, așa că le-am pregătit pachetelul. Mai punem niște pâinică, linguri și își servesc mâncărica de amiază la picnic. Ai venit? Pregătită? Da. Ok. No, da, cu grijă, da? Nu... Nu dar dai... Ce-ai făcut? Am o idee. Deja te-ai agit. Nu. Ce faci? Ce pietre ți-au căzut? A, nimic. De la colecția lui Vic. Mergem să întindem și în niște haine. În caz că mi se pare că n-am făcut destule pe ziua de azi. Ce frumos e afară.
cam fiecare zi, de 2-3 ori, voi face o plimbare până la solar. Să vedem ce ne fac plantele noastre. Oh, ce călduc e aici! Am pus aici niște ceapă, salată și am primit niște rădăcini de rucola. Oricum am pus și eu în lădița asta și Missy e din nou la datorie. Toate plantele care le-am pus cu, nu știu, 2-3 săptămâni în urmă, au început să iasă. Astea le-am pus mai târziu. Missy, ce-i păiucu? Și cartofii arată destul de bine. I-am adus pe toți aici că e mai călduț. Seara poate că e un pic mai frig, da? Nu mi se pare că îi încurcă cu ceva. Începură m-a neplictisit. Și bineînțeles că atunci când ne plictisim, ne luăm telefoanele în mână și ne punem jocuri și ne punem desene și ne punem filme și am zis stop! Nu tu filme, nu tu jocuri, plimbarea. Așa că am ieșit la plimbare, mergem la terenul de fotbal, basket, tenis. Și yo, Adi! Nu ne-am luat paletele de tenis, ce fain ne jucam. Na, nu ne-am luat, lasă altă dată. Dar cel mai bine e să ieșim, să facem mișcare. Dacă tot am avut o zi atât de productivă. Sunteți gata de mers la somn? Da. N-aveți ce face, hm? Hai! Pe seara așa să se vreau să mea la revedere de la puiuț și... Da? Și eu. Aceasta a fost o zi din viața noastră, o zi foarte frumoasă și foarte palpitantă cu acești buijori noi. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest video până la final. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Nu uitați să ne scrieți în comentarii părerile voastre și să distribuiți acest video. Vă mulțumim și ne vedem data viitoare. Somn ușor. Noapte bună. Somn ușor, cocoșe și cu ușor.